În acest an se împlinesc 170 de ani de la bătălia din dealul Spirii, în care pompierii militari au înfruntat trupele otomane intrate în București ca să înnăbușe Revoluția de la 1848. Sub conducerea capitanului Pavel Zăgănescu, originar din Râmnicu Sărat, pompierii și-au demonstrat curajul și spiritul de sacrificiu. Astăzi, la statuia eroului pompierilor din dealul Spirii din Râmnicu Sărat, a avut loc o ceremonie militară, la care au participat autorități locale, oameni de cultură și elevi. În numele comunității trebuie să le mulțumim membrilor detașamentului râmnician pentru situații de urgență pompierilor râmniceni, pentru reușita misiunilor. Auzim în fiecare zi semnalele acustice și ne dăm seama că ei merg în misiune. Îi însoțim pe parcursul acestora, sperând ca ei să se întoarcă cu bine la bază. Pentru acești oameni deosebiți care își pun destinul în fiecare zi în slujba noastră, doresc pentru ei să aibă sănătate, să se întoarcă în permanență la familiile lor care așteaptă cu drag și la noi, și misiuni cât mai ușoare și mai puține. Tot astăzi, de ziua lor, pompierii din Râmnicu Sărat și-au deschis porțile pentru publicul larg. Cei mai încântați au fost copiii care au putut vedea de aproape tehnica salvatorilor de la ISU și au putut afla amănunte mai puțin știute din activitatea pompierilor. E bine! Vrei să te faci pompier? Da! Ce înseamnă meseria de pompier? Să stingi focul! Ai vrea să te faci pompier? Polițistă. Dar crezi că meseria de pompier este grea? Mm-hmm. Pompierii sunt ajutor ca să stinge focul. Ai vrea să te faci pompier? Doctoriță. Dar crezi că meseria de pompier este grea? Cred că e o meserie destul de bună și nu știu. Ai vrea să te faci pompier? Da, ar merge. Știi în momentul în care se produce un incendiu sau un accident unde trebuie să suni? 112, normal. Ce se întâmplă la 112? Păi la 112 este poliția, ambulanța, pompierii și când suni, intervin ei. Crezi că este o meserie grea? Nu. Ai vrea să te faci pompier? Da. Știi în momentul în care se produce un accident, un incendiu unde trebuie să suni? Da. La ce număr? La 112. Sărbătorirea Zilei Pompierilor din România va fi comemorată, ca să spunem așa, la nivelul întregilor subunități, tuturor subunităților din județ. Totodată, în această zi, inspectoratul organizează și Ziua Porților Deschise. În acest fel, toți cei doritori vor putea să viziteze sediile tuturor subunităților din județ pentru a cunoaște mai bine meseria noastră, tehnica de intervenție și activitatea pe care noi o desfășurăm. Plutonierul ajutant șef în rezervă, Constantin Buzea, care și-a desfășurat activitatea timp de 34 de ani la detașamentul de pompieri din Râmnicu Sărat, a fost prezent și el la eveniment. El a vorbit cu nostalgie despre miile de intervenții în timpul cărora a salvat de la moarte zeci de persoane. Când aud sirenele pompieri și când văd pompieri pe stradă, am tot timpul ideea să mă duc să-mi iau hainele, să mă îmbrac, să vin la subunitate, că e ceva de făcut. Prima dragoste nu se uită niciodată. Nu se uită, da, corect. Evenimentul de astăzi s-a încheiat cu o defilare militară a pompierilor.